În mai puțin de o săptămână, în județul Olt, două persoane s-au sinucis. Ambele cazuri au fost sesizate prin numărul unic de urgență 112. O tânără de 15 ani din Slatina, după o ceartă cu unul dintre părinți, a ingerat mai multe medicamente care, în final, au dus la decesul acesteia. Duminică, un bărbat de 44 de ani din Tufeni s-a spânzurat de un copac din gospodărie. Ambele incidente au fost sesizate de rudele victimelor prin numărul unic de urgențe 112 și în niciuna dintre situații nu a existat vreo urmă de violență. Prin Sistemul Național Apelor de Urgență 112 am fost sesizați despre faptul că un bărbat de 44 de ani din comuna Tufeni a fost găsit spânzurat. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și, după examinarea cadavrului, s-a constatat că acesta nu prezintă urme vizibile de violență, cu excepția șanțului din jurul gâtului specific spânzurării. În cursul săptămânii trecute am fost sesizați tot prin Sistemul Național Unic Apelor de Urgență 112 despre faptul că o tânără de 15 ani a fost găsită în locul inconștientă, ulterior decedând. În cele două cazuri nu există suspiciuni de omor. Am cerut și părerea unui specialist în domeniu cu privire la aceste situații și, într-adevăr, psihologii au constatat că oamenii sunt din ce în ce mai grăbiți, nu mai au timp pentru cei din jur, motiv pentru care unii decid să recurgă la astfel de gesturi iremediabile. Totodată, la cabinetele psihologilor a crescut considerabil adresabilitatea cetățenilor depresivi. S-au deteriorat, conexiunea nu mai iese, da? Și fiecare face lucrurile pe repede înainte, ca să zic așa, și nu este rezultatul, sunt niște efecte pe care le trăim, un motiv foarte important care stă la baza acestei stări de fapt este această lipsă de conexiune. Dacă ne-am face noi o introspecție și o analiză, așa, în ce măsură noi ca părinți, da, suntem în viața copiilor noștri. Din păcate, viața pe repede înainte ne distanțează uneori de prieteni, cunoștințe sau membri ai familiei. Puțini oameni știu însă că în spatele unei linii telefonice, persoanele cu gânduri de sinucidere pot găsi un specialist care să le salveze viața. Dacă tu sau cineva cunoscut s-a gândit la suicid, puteți găsi ajutor la 0800 801 200 sau prin e-mail la sos@antisuicid.com.